Le știu de la bunicul tati. Era meu copil prudare și cu obiceiul căiuții din Borlești. Are o tradiție destul de bogată. Acest dans l-a dansat și tatăl meu între cele două războaie mondiale. Bunicul, tatălui, bunicul l-a dansat înainte de primul război mondial și bunicul tatii cred că l-a dansat, așa să zicem noi, a doua jumătate a secolului XIX, era 1860-70. Nu pot să știu cam de câți ani, dar dacă el își spunea tata, că la rândul lui bunicul îi spunea, băi, și tata al meu, deci asta garantat de pe vremea Rucuza, exista la obiceiul. Prea multe schimbări nu au avut loc, cum știu că am dansat eu prin 1966. Și tradiția de a dansa căiuți este după țambal și vioară. Vioara face partea solistică, iar țambalul armonia. Și piciorul dansator de la căiuți mișcă după țambal, îi impune ritmul. Cum intri aici, cum și cineva? Și mă spune că așa s-a născut. S-a născut cu căluțul pe el. Și a spus la Borlești, cu atâta tradiție și așa, ar fi meritat ca chiar așa unii copii care sunt binecuvântați de Dumnezeu să se nască cu căluțul la gât. Două suite, două formații de căiuți, de regulă de ăștia foarte cruzi, foarte tineri, sunt cred că și de 5 ani. Și ăștia de 5 ani au farmecul numai dacă îl vezi îmbrăcați cu căruțul ăla la gât, nu-ți mai trebuie să mai și dansezi aproape. E mare bucuria când îl vezi că păstrează obiceiul. Thank you.
pune-o înapoi!